Andreea Bălan și Tiberiu Argint. Plimbare prin centrul orașului. Andreea Bălan este îndrăgostită. Frumoasa cântăreață este împlinită și pe plan sentimental, nu doar pe cel profesional, dovadă fiind faptul că este tratată ca o regină de noul ei iubit, Tiberiu Argint. Paparazzi spaimos au surprins modul în care bărbatul o răsfață în văzul tuturor, mai ales de când cei doi au fost descoperiți și au decis să-și asume relația. Tiberiu Argint o face să radieze, iar comportamentul bărbatului față de partenera sa este categoric ireproșabil. Recent, cei doi au fost surprinși în centrul capitalei, bucurându-se de o ieșire simplă. Recent, Andreea Bălan a ales să-și petreacă ziua în compania omului drag sufletului ei, noul ei iubit. Nu e de mirare, pentru că aceștia sunt aproape de nedespărțit. Astfel, îmbrăcată la ultima modă, cu o bluză elegantă, fustă scurtă și încălțată cu niște cizme lungi și amețitor de înalte, celebra cântăreață și Tiberiu Argint s-au bucurat de o scurtă ieșire în oraș. Nici noul iubit al Andrei Bălan nu s-a lăsat mai prejos în ceea ce privește vestimentația. Acesta a purtat o ținută neagră din cap până în picioare, căreia a avut grijă să-i asorteze o pereche de ochelari de soare, asemănător cu cei ai artistei. Tiberiu, un gentleman Tiberiu Argint are grijă de Andreea Bălan. Acesta o răsface ca pe o adevărată prințesă, purtându-se ca un gentleman în compania ei. Așadar, după ce au mers la braț, ca doi porumbei, aceștia au ajuns la mașină, iar bărbatul s-a oferit imediat să-i deschidă ușa frumoasei vedete. De menționat este și faptul că noul iubit al Andrei Bălan a cărat singur sacoșa cu mâncare, dovadă că vrea să-i asigure tot confortul cântăreței, alegând totodată ca el să conducă mașina.